și prima știre pe care o comentăm împreună de altfel. Te ascultăm! Simona Halep a vorbit în premieră despre divorțul de afaceristul Toni Iuruc. Marea campioană a tenisului românesc a dezvăluit că acum vede totul negativ în viața ei, dar a spus și cum încearcă să treacă peste divorț, dar și peste celelalte greutăți cu care se confruntă. Citez, a fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările, unul după altul. Și accept totul gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale și unul spune așa, nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi, așa că încerc să reacționez cât de bine pot, să primesc lecția, să devin mai puternică, fiindcă sunt convinsă că viața mai are multe de oferit, pentru că mereu am crezut în partea bună a vieții, a spus Simona Halep pentru publicația We Are Tennis. Da, am mai spus asemenea că nu am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă. Am început să fiu și acum pregătită în cazul în care mi se întâmplă ceva rău. Cumva este prima dată când Simona vorbește atât de deschis. Ea a fost întotdeauna extrem de discretă cu orice moment greu al vieții sale, dar mai ales cel al divorțului, despre care noi sigur am comentat în momentul în care acesta s-a produs și a fost făcut public. Însă din partea ei o reacție și o declarație așa oficială nu a existat, iată-o acum. Da, probabil Simona cumva a așteptat să se vindece toate rănile și rana divorțului, care cu siguranță a afectat-o destul de mult. Apoi a urmat dopajul, suspendarea ei și accidentările. Într-adevăr, a fost o perioadă destul de grea pentru Simona Halep și acum și-a făcut cumva curaj, s-a vindecat și a ales să vorbească. Sau poate că acum au fost atât de multe încât nu le-a mai suportat sau poate că nu a mai putut să țină în ea atât de multe momente grele încât a explodat și a simțit nevoia să vorbească despre ele. Exact, așa e și tocmai tot în acest interviu ea spunea că cumva și-a dat seama că exact e vorba aceea că atunci când dai de greu oamenii te lasă, spunea că familia a fost cea care a fost cel mai mult aproape în această perioadă. Bine, eu nu cred că oamenii au lăsat-o, probabil că are o dezamăgire, două în viața ei. Dar ea a fost oricum destul de discretă cu oamenii din jur, a fost axată pe muncă, întotdeauna pentru ea munca a primat, ea a fost cea care s-a izolat oarecum de lume, da? Plecând și muncind și făcând lucruri. Adică e greu să te aștepți că ai prieteni sau un cerc foarte mare de prieteni. Probabil ai unul, doi prieteni, așa, restul familia, te bazezi pe familie, da? Familia fiind lângă tine, părinții, prietenii și așa mai departe. Din punct de vedere al despărțirii, și al divorțului, era un divorț anunțat încă de când s-au căsătorit. Foarte multă lume a spus în media și chiar și noi aici am spus că noi nu vroiam să stricăm oamenilor bucuria, dar nu se potriveau absolut deloc. Omul era un om de afaceri, era un om foarte serios, un om foarte matur. Da, dar unii ar fi zis din contră că ea avea nevoie de un om puternic și un om matur care să o înțeleagă. Eu n-am înțeles absolut deloc chestia asta. O fi fost un aranjament al familiei, o fi fost, habar n-am ce a fost acolo, dar ceva nu s-a pupat chiar de la început. Nu se potriveau absolut deloc și nu vorbesc fizic. Nu se potriveau nici măcar ca meserie. Nu poți să ceri unui afacerist prosper, da? Pentru că ți-ai ales un afacerist prosper să se țină după tine la turnee. Tu fiind plecată în an 10-11 luni, cum ea ne spunea, că nu am inventat noi chestia asta, 11 luni pe an plecată la turnee. Și atunci cum vrei să ții o relație? Nu se poate ține, mai ales cu un om care are la fel un business ca un business unde trebuie să stea. Adică el nu putea să plece din București. Și atunci e clar, de la început a fost un divorț anunțat, din punctul meu de vedere. Restul cu accidentările și cu dopajul acolo sunt lucruri... Accidentările sunt normale, vin pe un fond vin pe un fond psihic. Accidentările care au venit Simonei Halep, în adevărat, și pentru faptul că a lipsit foarte mult de pe teren, dar vin pe fond psihic. Ea a suferit o traumă. În momentul în care a fost acuzată, de ce a fost acuzată, nu știm dacă a luat cu știință sau cu fără știință, sau habar n-am ce a fost acolo, dar ea a suferit foarte tare pe chestia asta. Practic o carieră și o viață întreagă de muncă au fost puse sub semnul întrebării în câteva secunde. Și aici e o problemă mare. Da, ea mai spunea și că și-a învățat cumva o lecție, adică s-a învățat pe perioada asta. Bine, s-a demonstrat că ea este nevinovată. Da. Și a fost nevinovată. Cumva că după perioada asta a învățat să trăiască și cu negativitățile, cu comentariile mai puțin frumoase ale oamenilor și să așteaptă oricând dacă se va mai întâmpla ceva rău în viața ei, să sperăm că nu se va mai întâmpla asta, ea să cumva să știe să facă față tuturor provocărilor și astea mai puțin bune. Crezi că... Andrei vorbea despre partea asta emoțională și despre picajul emoțional. Crezi că picajul emoțional a început din momentul în care a divorțat? În momentul în care a anunțat practic că nu mai formează un cuplu cu Toni Iuruc, pentru că pentru un sportiv de performanță știm foarte bine cât de mult contează siguranța, cât de mult contează echilibru. Toți sportivii și fotbaliștii și toți sportivii de renume au acasă copii, familie, o soție care îi așteaptă și care îi urmează peste tot.
Da, cu siguranță a afectat destul de mult și de acolo a început să se declanșeze cumva, iată, și durerea asta ei și toate cele care au urmat după. Deci cu siguranță a fost acolo o problemă ce s-a, nu știu, s-a declanșat efectiv din momentul în care au divorțat, din momentul în care s-au separat și, bineînțeles, toate comentariile care au venit după, răutățile oamenilor, că cum aș fi spus de altfel. Da, problema, eu cred că problema nu a venit de la divorț, e pur și simplu părerea mea, ea fiind o alcoolică înrăită, se știe că ea a fost învățată de mic copil să muncească foarte mult și să tragă. În momentul în care a văzut că trage foarte tare și rezultatele nu mai vin la nivelul la care veneau, pentru că trebuie să fim sinceri, înainte ca această problemă cu dopajul să se arate, ea a avut niște probleme chiar în carieră. A început să piardă meciuri, foarte multe meciuri, nu reușea să treacă de turul 2, de turul 3 pe la niciun turneu. Au mai fost turnee, bineînțeles, mai ușoare, unde ea a avansat, dar în mare turneele importante a tot pierdut. A schimbat antrenorul și în momentul în care a schimbat antrenorul, antrenorul a venit cu altă tehnică și cu asta de alimentație și iată, de acolo au fost probleme. Eu cred că problema aici cea mai mare este faptul că a simțit că începe să înoate în gol și că nu mai are performanțele pe care le avea sau la care spera. Și acolo cred eu că a fost de fapt problema cea mai mare. Apoi a venit această problemă cu dopajul care a pus-o pe Butuci un an și ceva, a fost în judecată, toată lumea a pus sub semnul întrebării toate performanțele ei de până atunci. În România, că așa se întâmplă de cele mai multe ori, nu trebuie să iei ca și generalitate chestia asta. Au fost mesaje, chiar și de la, eu am văzut, de la oameni de sport, oameni care fac sport și comentează sport, au început să vorbească urât despre Simona și atunci sigur că da, au destabilizat-o un pic. Iar accidentările sunt firești, vin pe fondul acestui stres pe care l-a avut în ultimii ani, în ultimul an, jumătate, doi ani și pe fondul faptului că a lipsit foarte mult de pe teren și corpul până se realiniază la acea, pentru că consumul într-o competiție este cu totul cu totul altul decât consumul într-un antrenament. Noi ne putem antrena acum 10 ani de zile la cel mai înalt nivel. În momentul în care începe concursul, tu nu mai ești la fel. Pentru că psihicul te consumă foarte mult. Competiția, publicul, oamenii, miza pe care o ai în jocul respectiv, te consumă foarte mult. Și atunci, iată, apar aceste accidentări pe care un sportiv le știe foarte bine. De asemenea, în declarațiile pe care le-a făcut în acest interviu, vorbește și despre izolare. Spune, m-am izolat un pic, m-am simțit în siguranță, doar alături de oamenii foarte importanți. Tenisul însă m-a învățat de-a lungul anilor că trebuie să fii puternic. Deci, tenisul a și dezamăgit-o într-un fel prin tot ceea ce s-a întâmplat, dar în același timp este sportul care a ajutat-o să se mențină pe linia de plutire și că trebuie să aștepți ziua următoare pentru a da tot ceea ce ai mai bun. Și exact asta am făcut, încercând să păstrez de asemenea o gândire pozitivă. Am avut speranțe și chiar dacă s-a ales praful de ele în multe rânduri, nu am renunțat. Știam că nu am greșit cu nimic. Sigur, aici se referă la perioada suspendării, dar poate fi o declarație mai amplă și referitoare la perioada emoțională și personală pe care i-a traversat-o. Da, cu siguranță a ajutat-o tenisul să treacă peste toate problemele astea. De fapt, i-a și adus unele probleme, cum spuneai și tu, dar a și ajutat-o să treacă peste ele. Eu cred că, într-adevăr, acum e mult, mult mai puternică dacă a și ieșit să facă declarațiile astea în presă după atâția ani. Înseamnă că a fost pregătită să le facă. Exact, a fost pregătită să le facă și a zis că acum e momentul să vorbesc efectiv despre tot ce s-a întâmplat și iată că a și vorbit și ne-a oferit declarații în premieră. Noi mergem mai departe acum, Răzvan, și cu